Băi, știi cine sunt eu? Da, bre, ești regii la cerșături. Foarte bine, sunt măgolit, chiar el sunt. Ce vrea să spun? Hai să discutăm afaceri. Tu dai copiii la produs. Bun. Eu nu-i dau la produs, bre. Eu-i dau cu chirie. E chirie. Alții dă la produs. Așa se spune acum, chirie, am înțeles că... Foarte bine. Cât e chirie? 1 milion pe zi, bre. Și un bonus. Și ai câți copii? Am 4, bre. Și sora mea are 3. 4. 3. 7. Bine. Eu îți dau 8 milioane. Și bonul ăsta ce e? Că n-am auzit de el. A început, bre, și școala. Și vrea să meargă la școală. Am înțeles. Am înțeles. Cărți, caiete, ghiuzdani, clenare. Bine. Bună idee. De asta mă ocup eu. Hai. Bine, îmi dai mie banii, bre. Și le cumpăr eu. Nu vrea că-i bei. Sincer, îmi pare rău. Hai. O să mă ocup eu de asta pentru că eu sunt cel mai în măsură ca să știu ce le trebuie lor. Acum. Pentru școală. Deci ne-am înțeles, da? Bine, bre, bine. O să vină un om în fiecare dimineață să ia să-i transporte pe zone. Da? Și banii? Ce crezi că vreau să te fac? Eu sunt state, bă. În fiecare seară copiii ți-au ce chiria. 7 milioane. 1,8. Bonusul tău de băutură. Și mai o să le dau un bonus de masă. Să fie cu stomacul plin la lucru, să aibă voce. Hai. Hai, cărați-vă, că nu vreau să mă vadă lumea naturași de cerșetori aici. Steven? Ce, mă? Ce? Nimic, ce, nimic. Mă, uitasem, dracu. Vreau să întreb. Ăsta e pește de la Oceanic de Dunăre? Ce pește Oceanic de Dunăre? Cum pește Oceanic de Dunăre? E pește, nu știu ce pește. Ăsta e crevete, ăla e pește, nu știu. Păi, m-am gândit acum când am făcut cumpărături așa, când am cumpărat de aici, m-am gândit așa că dacă era fiul meu aici, eu i-am cumpărat tot ce era acolo. Deci ăsta eu să-i fac toate damlale. Ce vrea el, aia eu. E băiatul meu, bă, ce? Nu? Da. Da. Toate, m-am gândit că o să fac un tatuaj cu el, cu așa. Am fac un tatuaj cu cum ar fi cu asta, îi fac poză, când o să fie el mic, îi fac o poză. Acum mă duc la un laborator special acolo, am văzut, și îmi face poza lui, o tatuiază pe cu capul jos, ca să-l văd eu, nu mă interesează. Să-i vadă alții. Eu mă uit așa, fac și văd. Mamă, Steven, termină cu operațiile astea. Ce dracu să-ți faci, mă, tu tatuaj ca tu cu cocalarea de pupârnaie care scrie pe ei? Fă, dar eu nu sunt cu cocalarea de pupârnaie, fă, eu... Să scrie Leana, te iubesc, nu? Fă, dar eu nu scriu Leana, te iubesc, eu fac tatuaj cu copilul meu, adică eu îl iubesc, eu pot să fac tatuaj cu copilul meu, ce ai? Și Leana, te iubesc, nu scrie nimeni la pușcărie. Scrie flyerea aia de pe-n piețe. La pușcărie e șmecherie, aia face zarul la 5, știi tu ce e zarul la 5? Da, știu. Ce e? Singurul între 4 pereți. De unde știi, fă? Da, așa e, singurul între, că e punctul ăla. Da, fă, bine că le știi tu pe toate. Da. Auzi, eu vreau să zic că, în primul rând, cum îți faci tu tatuaje aici pe piept, așa, că nu se poți să te uiți, că te ia amețeala. Trebuie să ți-l faci pe burtă. Și, al doilea rând, să nu faci copilul cu capul în jos, că rămâne amețeală. Lasă-mă, ce te interesează de cum fac eu tatuajul? O să fac, o să văd eu cum fac și când îmi fac o să mă gândesc, doar nu să-l fac așa ca nebun. Lasă! Băi! Băi! Unde-i Bulibașa? Nu mai spun prea nimica! Nu vreau să-mi iau amărtul la Bulibașa! Haide-mă pe teren, hai! Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Am venit să vorbim cu domnul Raelu Ferraru. În legătură cu ce? Firma lui a fost amendată cu 200 de milioane de lei vechi și activitatea ei suspendată, domnule. În baza ce? În baza hotărârii de guvern privind acordarea permiselor de muncă pentru străini. Asta e. Oricum nu e treaba dumitale. Așa e. Ia stai. Ce?
Ce mai vreți? Zi-mă ce mai vrei. Nu ți-ai zis că oamenii plecați în vacanță? Semnează aici că firma dumneavoastră a fost amendată și suspendată. Du-te, bă, de aici. Fă-mă pași de aici, că nu semnezi nimic. Hai, cară-te, mă, n-auzi ce ți-am zis? Cară-te. Asta e șatră privată, da? Hai, caramba. Semnezi sau nu, poți să contești în instanță. La revedere. Nu să-l dai! Bă! Să moară nouă, dacă nu-ți duc picioare, am zis! Trece-mi cu ochii mei, dacă e cineva de vine, nu mai tu ești la să știi. Hai, mai tași bine din gură, da? Nu știu ce fac acum, că nu mai pot să țin nervii. Rozvalde, că o mor să moară mama, trece-mi cu ochii, că te cadă în picioare. Hai! Rozvalde! Că bebelușul nostru o să fie cel mai șmecher copilaj de pe lumea asta. O să fie, nu că o să fie, o să fie cel mai șmecher copilaj de pe lumea asta și dată și pe lumea el altă. Dar îți mai zic ceva, eu vreau să fac tatuaj cu el, că nu de prost așa, îmi fac tatuaj cu el când o să crească mare, o să fie nenorocit ca mine așa. Și o să-mi facă rere și eu o să-l bat și o să-i dau una și dau două. Și la un moment dat o să mă enervez și o să mă opresc așa puțin și o să mă uit la tatuaj la el, știi, pe piept. Și o să-l văd când era el mic și drăguț așa, știi, și o să mă moi, o să-i să fac că-i drăguț așa, știi. Și o să-l las, o să mă-l iert, știi? O să fie șmecher, fă. O să fie cel mai șmecher de pe lumea asta și de pe lumea alaltă, de pe toate lumele o să fie. Cel mai șmecher o să fie. Știi de ce mă trul la tine? Că ești prost și trebuie să-ți dai una peste gură, cobe care ești. Cum să zici, mă, de copilul nostru că să fie șmecher pe lumea alaltă? Nu te duce cap ăla deloc? Da, fă, dar ce are? Ce? O să fie șmecher pe lumea alaltă, e șmecher pe lumea alaltă. Ce vine? Pe lumea alaltă, adică unde la morți? Cade dreacu' astea din farfurie. Fă. Pe lumea e la altă, de unde vine el acum? El acum unde e? E pe lumea asta? Nu e. E pe lumea e la altă. Acolo stă. Stivene, există așa. Lumea asta adică vii, lumea e la altă adică morți și lumea a treia adică la mine în burtă. El e la mine în burtă. Păi vezi că nu ai înțeles nimic din viața asta. Nimic n-ai înțeles din viața asta. Că la tine burtă nu vine copilul de la tine în burtă. Acolo vine carnea, bucata de carne de copil. Dar el... E undeva acum într-un fel de grădină așa, cu mulți flori, multe flori și se joacă și mulți copii. Și el e cel mai șmecher de acolo, al nostru. Că el cântă la acordeon și îi conduce pe ăștia să nu se piardă pe acolo cu pădure și dacă se pierde vreunul, el îl găsește. Și e așa un fel de țeavă mare, cu mai multe țevi așa, la un moment dat, într-o pădure, e un gard, și cu multe țevi și cu capaci așa. Și ei că stau 8-9 luni de zile și când se plictisește, deschide un capac și fac să aruncă pe acolo și iese și vine pe lumea asta de acolo. Asta face. Eu cred că ar merge mai mult aia cu barza decât ce zici tu, că nu e bun. Pe ordinea de zi, dosarul numărul 326, reclamam pe Crescu Saveta, părând Fânțoiu Marin. Prezent ca întotdeauna la adevăr și dreptate. Domnul Fânțoiu, dacă nu reușiți să vă controlați nici astăzi, evacuiți sala, da? Doamna judecător. Îmi permiteți, vă rog, să mă apropii? Mulțumesc. Nu se aude. Doamna judecător, îmi permiteți, vă rog, să iau cuvântul? Mulțumesc. Doamna Făcărescu, aici de față clienta mea, este gata să-și retragă plângerea cu două condiții. Eu. Condiția numărul 1. Așa. Ca domnul Firoiu să-și... Fintoiu, Mărin Fințoiu. Știu. Firoiu. Ca domnul Fințoiu să-și prezinte public scuze față de clienta mea. Public adică cum? Public. Public însemnând să se întrunească comitetul de bloc și domnul să-și ceară scuze pentru insultele aduse. Da, ce insultă? Că nu e nicio insultă, e numele ei. O cheamă Făcărescu. Da, corect. Are dreptate. Bun, poți să continui? Domnul Fințoiu, sunteți de acord? Nu, mai am condiția numărul 2, vă rog, doamna judecător, scuze. Deci, ce se întâmplă? Fata domnului Firoiu a rămas... Fințoiu, Mărin Fințoiu. Știu.
a rămas corigent în clasa A, a șasea la biologie. Doamna este profesoară de biologie și a făcut meditații cu domnia sa și a și luat corigența, nu dacă nu mă înșel, cu nota 7 sau cât. Păi aia era în 1900. Și acum doamna dorește banii pentru meditații. Sigur, este o sumă mică, dar este simbolică. Ce n-ai plătit? Ce-am plătit? Ce-am plătit? Ce-am plătit? Nu mai trebuie o dată să sunteți de acord? Și o dată. Păi... Păi... De unde plătim noi amenda asta, mă, Relule? Hă? Relule? Bă, Fochiule, haide să te văd. Haide, deschide buzunarele, că tu ești mare meșter în combinații. Amenda nu-i bătută în cuie. Se poate contesta la tribunal. Ei, azi bani, mă, Cristi. Da. Marelule, de ce nu te-ai gândit tu înainte să faci așa? E, mai lăsați-mă, bre, ce mă tot bătesc la cap atâta? Ce, v-am cerut vouă bani? Să plătiți voi? Eu sunt bulibașul, o să mă descurc. Nu vă mai vă uitați atâta. Cu ce să plătești, mă? Cu ce? Mă gândesc! Păi... Nu știu, nu știu, scuze, pușcăria, te mănâncă și eu nu te pot aștepta cu nimic. Hai, mă, pușcăria, te mănâncă și eu nu te pot aștepta cu nimic. Păi, domnul Firoiu, Mărin Fințoiu. Știu, ne grăbim. Acuși. Mai repede. Păi, cum? Păi, cum să vă spun eu? O dată instanță. Cum să vă spun eu, totul a pornit de la o neînțelegere. Că nu, noi altfel suntem, am fost vecini buni, da. Ne împrumutam cu ulei, cu zahăr, cu zaibăr, că uleiul, zahărul și margarina ni le trimitea ginii meu de la București. Domnul Gigi Dumbrava, cred că îl cunoaște și dumneavoastră. Vă cere sau nu vă cere scuze? Eu, tată. Păi eu nu... Nu pot să spun decât... Da. Acuș, eu nu pot să spun decât că doamna Văcărescu... Doamna Văcărescu, îmi cer iertare. Dar nu pot să spun decât că... Nevastă mea-i devină că ea nu te are la suflet. Ce? Ce-ai auzit? Vomule, mă! Da! Ce o să duc la fac aia să te... Mă fac cu pestea cu de două frigă, doamne! Mă fac cu mâine de lăsă! Jos! Jos! Alo! Unde sunteți aici? Stanța-i devină! Am spus adevărul! Eu sunt cavalerul dreptății și adevărului, urmașul lui Tudor Vladimirescu! Ce-a vrut, mă, ține bus? Ce-a? Liniște, vă rog, liniște, gata. Ce dracu e fost purcăciunile astea, ăștia cu creierii pe pereți? Ia uite, dă o dracu cu treabă, dar urâție. Toată casa e plină numai de urâciunile astea. Mani, măluri, numai ăla stă cu curul în sus. Dă o dracu de treabă, pai că grădină zoologică aceea. Ia uite, cine a mai văzut tigrul ăsta cu buline, sau ce dracu este? Mai și anemic. Nu mai îmi plăcea. Gata. Când o fi să remodilăm și noi, să făcem și noi ca la domnul Oceanu. Frumos, așa, ai văzut cum e la omul ăla. Cu statui așa serioase, cu peturile alea pe pereți, așa, cu ăia, cu mușchii pe ei, în curul gol, războinici, așa, nu... Da, fă, dacă îmi costă. Păi, dar ce fac animările astea? Nu costă? Eu te aud. Să rămân un pic. Eu am venit ca să o aduc pentru jos aici, pe ei. Pe jos aici. Așa. Am venit să o aduc pe mine, Odora, că eu mă duc, am niște treabă. Și ce te-ai gândit tu? M-am gândit că eu cât am niște treabă o să stea ea aici. Da, dar ce ai azil de gravide? Nu, nu.
Hai, mă, du-mă acasă, dacă nu vreau... Stai, fă aici, că vrei acum. Dar nu vreau. Hai, fă, mai te șifona atâta. Ce dracu, am glumit și eu. De când ești gravidă, nu mai știi de glumă? Am zis că vorbesc serios. Vorbesc serios. Las-o aceea. Hai, tu las-o, las. Ce? 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 Ce vrei acum? Și chetanță de predare? Ce vrei? Ce chetanță? Fă-mi notorul. Tu de când ești gravidă nu mai știi nici ăsta de glumă? Sau ești și tu ca ea? Cum adică știu eu ca ea? Adică... Auzi, vrei, mică, lasă astea. Tu ești de aici. Eu nu mai pot să stau acum. Eu trebuie să plec la treabă, deci nu mai pot să mă reții. Nu vorbi. A treabă? Da. Păi și poate te reținem noi, mă. Îi plec. Păi ia pleacă, tu ia. Hai că vin ce te iau, vorbim. Să unde dracu l-ai găsit pe ăsta așa de prost, fă? Că e el mai prost din proștii proștilor, fă. Ce dracu e acea fătălău? Îi pune-te și tu nițel. Da. Să-ți facă știe, mămica, un ceai? Da, da. Barcelona! Ia fă un ceai, fă. Ce mă bucur că ai venit. Da? Aștept un răspuns. Da. Numai că nu prea am înțeles întrebarea. Mă suspectez din nou de ceva? Te-am acuzat de ceva? Nu știu, m-ai acuzat? Dar mi se pare suspect, mă, că domn Cerceluș al tău n-a făcut nimic important în ultimul timp. Yes. Banii de pe arme au venit? Dacă veneau, erați primii care aflau. Ești sigur că nu ți-ascund asta? Mai am încredere în tine? Mai mult ca niciodată. E liniște și pace. Ai auzit? Liniște și pace, mă. Asta consemnăm noi în dosar. Să nu mai folosești expresia asta niciodată, că mă calcă pe nervi. Da? Ok. Am zis și mie puțin sacul? Da, mă. Hai să văd. Cât de tare știi să tragi. Curaj. Hai. Așa dai, mă? Mai dă, mă. Mai dă, mă. Așa, mă. E bine. Hai. Mai dă, mă. Nu te mai duci la niciun acolo. Nu te mai duci la niciun acolo. Mame, mergi cu mine. Unde? Mergi cu mine că avem de vorbit ceva. Că băieți, voi nu știți cu cine vă poți. Lasă gălăgia. Nu știi cu cine vă poți. Păi ai liniștit.